La această manifestare este prezent președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele interimar al Republicii Moldova, comandantul suprem al... Patru clopote bat sub patru aripi ale durerii. Această femeie care se uită cum curge nisipul într-o sidră, această mamă fără de copii, poartă în piept patru dureri ale neamului. Patru strigăte pășesc pragul așteptării acestea și în nopțile lungi o întreabă pe rând și pe rând răspunde femeia aceasta cu patru basmale negre pe frunte. Pentru succesul autorităților care au contribuit la organizarea acestei frumoase măsuri și, desigur, că pentru țara noastră, Republica Moldova, pentru care noi am muncit, pentru care muncim și pentru care sunt convins că noi toți vom sta pe strajă și înainte. Vă rog să ridicați paharele pentru sănătatea noastră tuturor!
Îi comemorăm pe ei, l-am luat primul și este corect. Aș vrea să spun că în 1992, în primăvara, vara acelui an, a fost o ispită grea pentru țara noastră, abia formată, țara care abia se punea pe picioare, dar care am trecut-o cu greu, dar am trecut-o. Ecoul acestor zile se simte și astăzi, se va simți încă mulți ani înainte. Majoritatea din cei care sunt aici în sală cunosc ce înseamnă să lupți pentru un ideal, ce înseamnă să speri într-un viitor și cu regret. Să aducem la cunoștință pe toți cei care au contribuit la construcția acestui monument. Și totodată grupul de inițiativă a hotărât să facem o fotografie cu semnăturile grupului de inițiativă pentru muzeele ca Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Academiei de Poliție, Institutul Militar, muzeele raionale și așa mai departe. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, eu dau citire familiilor celor care au contribuit la construcția acestui monument. Și anume, domnul Vlad Filat, eu vorbesc de persoane fizice, eu nu vorbesc de funcții de stat, pentru că ei au contribuit ca persoane fizice. Vlad Filat, lider PLDM, Marian Lupu, președinte a Partidului Democrat, Serafim Urechean, actual președinte a Curții de Conturi, Consiliul Raional Dubăsari, domnul Pocinski, Grigorie, Dorin Hirtoacă, primar general al municipiului Chișinău, Vitalie Marinuță, domnul general, ministru apărării, Vecislav Nidruță, ministru finanțelor, Ion Turcanu, membru grupului de inițiativă, comandantul brigăzei cu destinație specială Fulger, trebuie să-l cunoaște. Vasile Puiu, membru grupului de inițiativă, președinte veteranilor Fulger, a brigăzei cu destinație specială. Gerardi Cotovan, ex-viceministru de interne, care permanent a fost alături de noi, chiar vreau să vă raportez că a lucrat alături de noi și cu sapa, și cu lopata, și cu hârlețul, cu fel. Departamentul Serviciilor Operative, domnul Jizdan, dar pe atunci comandat domnul Cotovan. Sergiu Bolovaci, colonel de poliție, era pe aici, șef adjunct a Departamentului Situație Excepționale, actual. Consiliul Comunii Cocieri. Vitalie Niculci, directorul Eurocamion SRL. Vadim, domnul general Vadim Mișin, președintele Ligii Ofițerilor de Republica Moldova, compania Orange, Gheorghe Mihai, director SIS, domnul general Valeriu Troienko, ветеран de război, general-майор de justiție, Николай Петрика, ветеран de război, general-майор de бригадă, Симеон Карп, actualul rector-comandant al Academiei de Poliție Ștefan cel Mare și președinte al Asociației Absolvenților Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Andrei Furculiță, director Societății Acțiuni Codru. Vasile Petrea, directorul pieței centrale la sectorul Ciocana. Artur Keiserman, director general al Societății de Acțiuni Azurit. Sergiu Cogălnicianu, director al Societății de Acțiuni Azurit și veteran de război, care au început lucru pe promisiuni. Noi umblam, strângem bani, dar dumneavoastră de-am-o activau, se pregăteau de un lucru cu granitul, tot ce ați văzut acolo. Eu vreau să le aduc sincer mulțumim. Sergiu Mihailu, om de afaceri din orașul Criuleni. Vitalie Grabovski, comisarul raionului Dubăsari. Валерию Лапшин, Нумака Василий, Василий, его Семен Даевой Василия, экс-вич-комиссар, актуал пенсионар на Министерство Ди-Интерни.
Adrian Nichifor, om de afaceri, cu părere de rău n-am timp, n-am tot să-l facem din colonie, să-l aducem în vaci. Victor Alerbuș, președintele veteranilor Sfântul Gheorghe de Râitorul. Petru Năgălizu, veteran de război, pensionar în Ministerul Justiției de Republica Moldova. Nicolae Boraru, veteran de război, actual colaborator al Departamentului Serviciilor Operative. Ion Panici, colonel rezervă, reprezentant al Ministerului Apărării. Sergiu Celac, colonel de poliție rezervă. Hai că eu mă duc și eu acolo să organizez.